în cadrul acelei reuniuni de la Cotroceni, domnul președinte Victor Ponta a anunțat că în 2024 va fi timpul ca și social-democrația să aibă un președinte după 20 de ani. Cred că este o veste bună pentru întreaga parte social-democratică și va trebui să ne pregătim pentru acel moment. Am fost foarte onorată pentru că am fost alături de comisarul european Corina Crețu, de domnul Daniel Constantin, de domnul Mihai Tudose, care, știți, fac parte din bordul Partidului Pro-România. Deci aș vrea să-i asigur și pe botoșăneni că niciodată nu vom abdica de la promisiunile pe care noi le-am făcut alegătorilor în timpul campaniei electorale.